Principiul acesta, de altfel, enunțat de reformatori prin seria de enunțări care le cunoaștem ca cele cinci sola, da? Acum, noi când discutăm cu alți evanghelici, între ghilimele, și spunem, păi noi credem în sola scriptura, noi credem în sola gratia, dar doar harul lui Dumnezeu. Noi credem în sola fidei, mântuire doar prin credință. Și ei vin și zic, și noi credem. Și noi credem în astea. Wow, fantastic, da? Dar și noi credem că scriptura e cuvântul lui Dumnezeu. Nu asta am spus. Principiile sola e că doar scriptura e cuvântul lui Dumnezeu. Și noi credem că mântuirea e prin credință. Nu asta am spus. Noi am spus că mântuirea e doar prin credință, da? Și noi credem că e prin harul lui Dumnezeu. Nu. Doar prin harul lui Dumnezeu. Adică omul nu contribuie nimic. Adică biserica nu determină mântuirea omului, da? Adică nimic altceva n-are un merit decât harul lui Dumnezeu. E, imediat când pui accentul acolo unde trebuie pus și unde Scriptura îl pune, pe doar Dumnezeu. Doar Dumnezeu este cel care mântuie. Doar El are meritul, da? Cred că Spurgeon zicea, dacă nu greșesc, că tot ceea ce am contribuit noi la mântuirea noastră a fost păcatul care a făcut-o necesară, da? Deci când vorbești în termenii acestea, chiar cu lumea evanghelică, dintr-o dată vezi respingere. Nu, și eu cred că Dumnezeu este cel care mântuie, dar cred că am și eu aportul meu. Cred că am și eu. Știi cât e negru sub unghie? 1%, ceva. Măcar am primit, am acceptat, atât am făcut. Trebuie să fim foarte, foarte clari despre acest aspect, altfel va deraia total efortul nostru de a evangheliza și va pune motivații greșite în efortul nostru de a evangheliza. Va deveni o problemă personală.